Ghiță Marin, am avut o problemă cu prostata, o infecție de la prostată și am fost nevoit să mă duc la spitalul Funderi. Acolo m-am dus, a început să fac analize, să astea, de nu știu ce, mi-a luat multe probleme din, așa, din organism și după o perioadă mi-a spus să vin să mă operez. M-am dus și m-am operat și mi-a fost foarte frică. A ieșit bună operația, nu știu ce, am venit acasă, am stat aici singur, mi-era foarte grea că eram cu sonda, nu puteam să urinez, că se blocase. Stând la televizor am văzut pe... că spunea despre zeolit și am fost foarte atent să văd care e situația cu asta. Și atunci am luat și am scris numărul de telefon și am făcut și eu o comandă. Am făcut comanda de piatra miraculoasă, am luat o perioadă, un flacon, a început să meargă foarte, foarte bine. Tot organismul, eram la pământ. Mă dureau toate, tot. A început să-mi dea viață. Mă durea ficatul, mă durea splina, mă durea burta, tot, picioarele mi se umfla. Aveam, rămânea apa în picioare, că simțeam că... Și luând tot timpul, cum spuneam prospect, dimineața și seara, a început să reviu la viață, la bine, din ce în ce mai bine, din ce în ce mai bine. S-a terminat primul flacon, m-am dus la doctor, mi-a făcut analizele, a ieșit foarte bunicele după primul flacon. Eu am continuat cu al doilea flacon, m-am dus iar din nou după o perioadă la doctorul de la Funden și mi-a spus, băi, Neaghiță, ce ai făcut? Da. Și a spus, domnul doctor, ce să fac? Am luat piatra miraculoasă. Ai, domne, da. Și sora șefă și domnul doctor, dacă mi-am spus, să știi că ești foarte bine. Ești foarte bine. Dacă am văzut, am încercat să iau în continuu, organismul meu începuse din ce în ce mai bine, mai bine, mai bine. Am terminat și al doilea flacon și am făcut comandă la al treilea. Tot timpul am întrebat dacă mai e nevoie și a zis că trebuie să iau în continuare. Foarte încredere, foarte încredere în piatra miraculoasă. Toată lumea să ia, că să știți că nu greșește. E bun pentru toate bolile, toate multe în organism. Eu aveam foarte multe boli, am un organism, fiind la 70 de ani, mi-a dat viață, mi-a dat, pot să mai trăiesc, să mă mis, să mă deplasez. Eram un om fără vlagă, fără nicio putere. După toate ce mi-a spus că nu mai am, că s-a închis. Nu mai e normal. Mi-a scris acum, am fost de curând și am făcut analize, după la 6 luni merg să fac analize și mi-a spus că trebuie să vin iar peste 6 luni. Îți zice, acum nu mai ai nimic, dacă vrei, dar vin, domnul doctor, cum să nu vin? Nu mai am pe nimeni decât pe Dumnezeu. Dar singurul piatra asta miraculoasă care m-a adus la viață să pot să mai trăiesc și eu.